toată viața noastră poate fi trăită frumos. De fapt, asta vrem noi, să avem energie ca să trăim fiecare zi, să fie o experiență frumoasă, să ne bucurăm de soare, de viață, să nu de ploaie. Este important în viață să devină un obicei, o rutină, să ne găsim timp pentru noi. Timpul, iar timpul pentru noi, să-l petrecem făcând mișcare, fiind activ, plimbându-ne, dar și petrecând timp cu oameni dragi, cu oameni frumoși, cu oameni pozitivi. Dacă nu dormi suficient, suficient înseamnă între 7 și 9 ore, unii au nevoie de 7 ore, unii de 9 ore, alții de 8 ore. Dacă nu dăm suficient în timp, ce se întâmplă? Apar imediat a doua zi, apar tulburări de comportament alimentar. Omul depresiv se mobilizează mai greu. Și așa cum îmi spunea mie o bună prietenă, profesor de psiatrie, în momentul în care omul spune că nu poate ieși din casă, nu poate, pentru că e boală. Există un trend care ne arată că, la nivel global, 51% din populația globului va avea până în anul 2035 supragreutate și în jur de 25% vor avea obezitate. Obezitatea nu este un moft estetic, obezitatea este o boală care credeți că este tratamentul de bază, dar pentru toată viața. Este stilul de viață sănătos. Nu ne păzește nimic decât ceea ce facem zilnic. De ce slăbesc bărbații mai ușor ca femeile? Că nu bărbații mai pot. Bărbații slăbesc nu mai pot. mult mai ușor <sus> pentru că ei au alt metabolism. Îmi pare bine că ne întâlnim din nou la podcastul meu, dacă ați pierdut celelalte ediții, le găsiți acolo în descriere și puteți să-mi dați și un subscribe pentru celelalte discuții, cel puțin la fel de interesante ca cea de astăzi. Pentru că ne dorim să fim cât mai mulți tineri și frumoși și fără vreo boală, astăzi vorbim despre tinerețe fără bătrânețe, sunt sigură că mai știți cartea dacă nu ați putea să o reluați așa, să vă aduceți aminte de copilărie. Însă chiar vom discuta despre ce înseamnă să îmbătrânim. Și de ce n-ar trebui să fie o povară faptul că adăugăm câțiva ani vieții noastre, nici din punct de vedere psihic, nici din punct de vedere psihic. Pentru asta o am alături pe medicul Anca Hâncu, care este o prietenă de ale mele și noi discutăm foarte multe aspecte ale vieții la din, din acest punct de vedere. Anca, îți mulțumesc foarte mult pentru Cu că, mult că drag, ai venit. Am acceptat și... invitația la cafea. La cafea, da, exact. Bem o cafea împreună și vorbim despre îmbătrânire și despre spre, nu știu, dacă există un secret așa pentru longevitate adică să trăim mult și bine ca așa să trăim mult și să fie o povară, nu prea ne Există dorim. mai multe secrete și vom detalia astăzi eu, și eu tot timpul m-am gândit că îmi doresc să trăiesc frumos Neză, și bine cât trăiesc și cred că atât ne dorim, să trăim frumos, să fim să ne putem bucura de viață și să avem energie, cred că acest cuvânt, energie, e cel care creionează cel mai bine uh, vitalitatea pentru că noi ne dorim longevitate dar cu vitalitate, nu ne dorim neapărat să trăim mult și doamne ferește într-un pat de spital sau cine da sau imobilizat sau exact. cu foarte multe boli cronice exact. pe care nu putem să exact. le ducem și atunci este un concept care m-a cucerit pe mine de curând de fapt de anul trecut este David Sinclair, o mare personalitate în lumea medicală de la Harvard care ne propune să abordăm să abordăm îmbătrânirea ca și cum ar fi o boală cronică pe care o prevenim pe care o tratăm pe care încercăm să o remitem adică să o Tragem puțin înapoi, uh, și uh, în ultima perioadă există tot mai multe uh, studii științifice, tot mai multe dovezi, uh, tot mai multe uh, experiențe prin care reușim să facem acest lucru. Care ar fi baza? Să ne menținem greutatea. Pentru da, că în momentul important. în care ai o greutate și nu oscilații, nu acum ținem diete, după care iar ne îngrășăm 10 kg, și aceste oscilații ne modifică compoziția corporală. Pentru că noi când scădem, putem scădea și din masa musculară, punem după aceea masă grasă și așa ajungem să avem. Oscilațiile acestea de greutate duc la ceea ce se numește în timp sarcopenie, scade masa musculară și crește masa grasă, mai ales că sunt făcute incorrect. Deci, menținerea greutății cât se poate pe termen lung, sigur, 1-2 kg cu trecerea timpului e una și altceva să ai 40, 20 de kilograme în plus la 40 de ani față de 20 de ani. E cu totul altă femeie, altă persoană. Știi că se și spunea că 3 kg în plus sau în minus nu înseamnă îngrășat sau slăbit. Abia după 3 kg trebuie să ne punem un semn de întrebare că e ceva neregul. Și a 2 kg practic să ne menținem aceeași mărime la haine. Ah, exact, dar să nu te strângă, da, să nu cumpere alte haine pentru că te-ai îngrășat. Îți cumpere alte haine, pe că îți haine că e altă modă, dar aceeași mărime. Exact, sensie. exact. Da. Și plus de asta că trebuie să menționăm și că pielea suferă în momentul în care sigur, sigur, avem de greutate. Sigur, elasticității, a frumuseții pielii este foarte importantă, mai ales la noi, la femei, dar și bărbații sunt mult mai atenți cu acest aspect. Un alt element deosebit de important este activitatea fizică, dar activitatea fizică constantă, zilnică. Ce înseamnă acest lucru? Începând cu mersul pe jos, pentru că noi uităm de mersul pe jos. Sigur, sunt și distanțe mari, am venit aici din cealaltă parte a București am venit la tine. am pe jos cu mașina, dar am mers și pe jos, pentru că n-am găsit loc de parcare. Și m-am bucurat că am făcut câțiva pași dimineața în aer răcoros și proaspăt, și realmente m-am înviorat. Eu sunt un om activ, mie îmi place foarte mult și practic, merg la not, merg la sală, mai merg pe jos, dar din păcate cu toții avem zile mai aglomerate în care poate avem conferințe, avem întâlniri, eu mai am consultații și poate uh, reușim să facem mai puțină mișcare. Da, și poate să ne Și simt, da, și uh, simțim acest lucru. Este important în viață să devină un obicei, o rutină, să ne găsim timp pentru noi. Noi. Timpul, iar timpul pentru noi să-l petrecem făcând mișcare, fiind activ, plimbându-ne, dar și petrecând timp cu oameni dragi, cu oameni frumoși, cu oameni pozitivi, cu oameni care să ne aducă o stare de bine. Și atunci, iată că toată viața noastră poate fi trăită frumos, cu gânduri pozitive, cu cât avem mai multe gânduri pozitive, cu, cât, cu atât vom avea mai multă energie să facem lucruri frumoase. Este A. foarte important. Da, apropo de asta cu oamenii importanți, eu vorbeam cu profesorul Ciurea apropo da. de sănătatea creierului și o să spun ceva, poate nu știi, poate știi, dar principala cauză pentru care ne mor neuronii și celulele neuronale știi care este divorțul. Dar. Deci din cauza divorțului și a certurilor Mor cele mai multe celule nervoase Apropo Ei, de ce spuneai tu la ceva nou, Dar apropo de ce divorțul este tu cu considerat de traumă, de calitate. Da, O traumă adevărată Divorțul, moartea unei persoane dragi Și într-adevăr relația de cuplu Cuplurile sau din de cealaltă parte singurătatea Pot influența și pot aduce stări negative Însă eu consider că nu este atât de important să fie cineva implicat într-un cuplu sau să fie singur. Important este să știe, să-și aducă ce e frumos în propria viață. Pentru că sunt oameni singuri foarte echilibrați și cu o viață foarte frumoasă. Sunt oameni în cuplu disperați și care trăiesc și, dezechilibrați, și dezechilibrați din cauza acelei relații de cuplu. Sunt și cupluri minunate și mi-amintesc că anul trecut într-o vacanță am fost chiar de Paște în Spania. Mă fascinat cum vedeam cupluri de dimineață, dar cupluri, cupluri vârstnice de oameni trecuți de 70 de ani, se plimbau de mână și făceau mișcarea de dimineață, mișcarea de seară, plimbându-se și povestind frumos și eram împreună. fascinată că îmi dădeam seama că acei oameni uh, povestesc și au ce povesti și încă obicei, au ce povesti, nu? Obicei, încă au ce tot povestea și El asculta, dar mai replica și era foarte drăguț să-i vezi așa. Da, încă puteau uh, exact. povesti, încă mai aveau da, subiecte de discuție. Da. Comunicarea oricum este esențială în viața noastră și cu partenerul, dar și cu colaboratorii noștri, pentru mine cu pacienții și uh, pentru că eu sunt uh, și, cred că știi, uh, Andreea, eu sunt și uh, unul din pionierii medicinei stilului de viață în România. Nu știu că ai și o asociație. Uh, și asociația medicală de prevenție prin stil de viață. Uh, acest gen de, acest, uh, această ramură a medicinei, uh, care înseamnă de fapt prevenție, tratament și și remisia bolilor prin stil de viață, doar prin dovezi științifice, este bazată pe evidențe științifice. Ei, acest model practic are la bază parteneriatul între medic și pacient și colaborarea și comunicarea între medic și pacient. Și acolo este foarte important că poți schimba stilul de viață al pacientului, dar în timp, arătându-i pas cu pas, redescoperindu-i motivația, propria motivație, de ce să facă niște pași, de ce să facă mișcare. Cum să facă să mănânce corect, ce fel de alimente, cum să-și aducă alimentele potrivite. Pentru că toate aceste lucruri, la un moment dat, trebuie învățate. Da, pentru că, de fapt, e vorba de un stil de viață, nu de o dietă. Este pentru un stil de viață. E toată lumea cu de dietele, ani de astea. zile spun să uităm de cuvântul dietă și să ne îndreptăm spre un stil de viață pentru toată viața. Și vin la mine, Doamne. De curând am avut o experiență interesantă cu o doamnă care a avut fluctuații foarte mari de greutate, fiind toată viața între o doamnă foarte frumoasă la 45 de ani, așa, tot timpul oscilații care au adus-o la acest moment la obezitate și și o stare de prediabet, deci semnale de alertă și care a redescoperit că poate mânca mâncând corect, că dispare senzația de foame, că nu mai are acele pofte exagerate, toate acele pofte, acele răbufniri în prăjituri, în platouri de mâncare, sunt rezultatul unor greșeli alimentare din trecut și al acestor diete fără niciun sens, fără logică și fără o bază științifică. Eu mereu am spus că ne formăm bătrânețe la tinerețe. Și mereu am spus că așa cum avem stilul de viață la 20, la 30 de ani, dacă ne formăm baza bine, avem toate șansele să fim, la, să fim niște vârstnici și sănătoși. De să acord cu așa. tine, Andreea, uh, corpul nostru la 40 de ani, la 50 de ani, la 70 de ani reflectă tot ce am făcut noi cu el. Că facem mici excese odată, de două ori, la 20 de ani, senzația este că poți să faci orice, da. oricând, oricum, și că nu e nimic, corpul păi, rezistă. De asta pierdem noapte. să rezistă, dar da, pierdând, când? pierzând nopți. Astăzi este 17 martie și este chiar Ziua Mondială a Somnului, Ziua Internațională a Somnului și um, am să și punctez atunci importanța somnului în uh, sănătatea noastră uh, faptul că scurtarea duratei somnului, pentru că noi de multe ori vrem să facem foarte multe vrem să facem și carieră, vrem să sigur avem și copii, avem uh, mai ales femeile între 30 și 40 de ani sunt cele mai ocupate și copii și soți și um, foarte multe lucruri, dar vor să se și distreze și atunci de ce să mai dorm atât de mult? Hai să dorm 4 ore 3 că ore, se spune. Că nu se întâmplă Dormi viața, ce A, faci? Hai, Desi acum dormi vreau viața. să trăiesc, nu vreau să dorm prea mult. Hey, în momentul în care noaptea nu dormi, eu cel puțin sunt foarte sensibilă la lipsa de somn. Dacă e. nu dorm suficient, suficient înseamnă între 7 și 9 ore, unii au nevoie de 7 ore, unii de 9 ore, alții de 8 ore. Dacă nu dăm suficient în timp, ce se întâmplă? Apar imediat a doua zi, apar tulburări de comportament alimentar. Și precis ați pățit așa ceva. Da, Că mănânci mai mult dulce, mai mult Simți gras. Simți nevoia de gustări, noi le, spune, le spunem hiperpalatabile, adică foarte gustoase, hiperenergetice, care îți aduc energie. Chestii micuțe, le știm cu toții. prăjituri, ciocolată, uh -huh. dense energetic, care să ne țină treji, pentru că, de fapt, corpul nostru, acea lipsă de energie, o ne va da semnale că nu am mâncat suficient și ne dă impulsul, imboldul să mâncăm. Dar să mâncăm și nu, nu stăm la masă să mâncăm, mâncăm toate mâncăm aceste snack-uri toate aceste snack-uri înseamnă de fapt ușoare de reglări ale uh, comportamentului alimentar. Dacă acestea se repetă, ajungem să repetăm aceste greșeli și practic ele uh, se perpetuează și ne afectează tot comportamentul nostru. Ce s-ar întâmpla dacă mâncăm multe gustări și nu mâncăm mâncare? Nu mâncăm o friptură, legume, salate, Doar o țioliță, așa câte ceva. o tocăniță? Ce se întâmplă treptat, treptat? Noi ne aducem numai carbohidrați rafinați, ne stimulăm foarte mult pancreasul, ne aducem grăsimi, pentru că toate acele plăcințele mm -hmm. și alte cele prăjituri, covrigei, au și mai multă grăsime, croasantele, de exemplu. Și nu ne aducem nutrienți esențiali, uităm de vitamine, uităm de... Și în timp, aceste, aceste deficiențe duc la îmbătrânire. Ca să nu mai vorbim de faptul că scăderea duratei somnului sau comportamentul somnul dezechilibrat care apare la cei care lucrează în ture în care odată dată dormi două ore noaptea, altă dată stai treaz toată noaptea pentru că ești în gardă, în tură. Și altă dată dormi 12 ore. Da, sau altă dată dormi 12 ore. la ce duce? La creșterea insulinorezistenței și, practic, poate antrena mecanisme care duc la diabetul zaharat. Deci, iată că uh, prin modificări ale stilului de viață ne făcând corect niște lucruri care par simple. ce mare lucru că nu dorm Exact. Da. Că vreau să fac și mai mult că și mai vreau să fac mai mult. Ar trebui la să un gândim. Moment dat, trebuie să nu Da. trebuie să fiu un echilibru. Cât nu mai avem fac? energie oricum să facem da. ce ne ani, dorim. Ani, ani. Nu mai poți să mergi la sport, nu mai poți să ieși cu prietenii sau te duci, exact. și dormi acolo. Exact, uh, nu mai poți să fii atent, nu mai poți da. să da. participi la. Da. 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 Um, Apropo de da. atenție, ajungem și la conceptul de mindfulness. Uh -huh. uh, armonia între mine minte, corp, gânduri, emoții concept care este introdus și în zona de nutriție. Să mâncăm mindful eating, spunem, să mâncăm inteligent, responsabil, și emoțional, să fim atenți la stările noastre, să fim prezenți, să fim conștienți când mâncăm, de exemplu, și aici sunt recomandările, să nu mâncăm în fața televizorului, în fața laptopului, cu telefonul în mână, ca să nu ne distragem atenția și să avem experiența, să fie fiecare experiență să o trăim. Acum să povestim, să savurăm această cafea bună, minunată. Trăim acest moment, nu stăm cu telefonul. Dar în mie față. mi s-a întâmplat, în momentul în care am, aveam farfuria de mâncare în față da? și da. aveam așa porționate, da, mâncându-le atent, față de în momentul în care stăteam pe telefon sau da? la televizor, da? m-am saturat mult mai repede, nu, mi venit. nu am simțit nevoia să mănânc toată farfuria. Ideea Pentru că eram efectiv să atentă să și parcă... fii atentă și să savurezi. Exact, să exact. Savurezi așa la, mâncarea, la televizor. Să mănânci mai încet. Da, și asta de câte ori este că important. Să mirosul, gustul, toată savoarea, în așa fel încât mâncarea, masa respectivă, chiar dacă e un lunch frugal, să fie o experiență plurisenzorială, mm -hmm. o experiență plăcută. Cred frumoasă. că de asta îmi place să mănânc în oraș. Da, Pentru da, că nu mă distrage să nimic să cu cine e. Cu cineva sunt la... da, și da, da. să fie neapărat cu cineva neapărat. plăcut. nu, pe păi altfel nu, nu să intră fie bine mâncare. discuții plăcute, adică știți că mai erau experiențele acelea în care se aduna familia la prânz și începea Da tatăl ce ai făcut la școală cu copilul. Și copil sau de sărbători, mai știi, și... de sărbători, când de se sărbător strânge familia extinsă. Și încep să se certe verișorul cu cumnatul. Familia extinsă, da, nu e. Exact. Um, dar uh, ce experiențe mai ai? Spuneai de doamna cu uh, fluctuațiile de greutate Și această doamnă cu fluctuații ce? de greutate a ținut și post intermitent, a ținut tot felul de diete Și acum uh, niște sfaturi foarte importante pe care i le-am dat și chiar ieri am întâlnit-o că mergem și la aceeași uh, sală de sport Uh, mi-a spus Anca, uite cum se vede, deci este deja de o lună vine la mine uh, și zice, uite cum se vede, ce se vede de fapt, am scăzut sigur câteva kilograme, dar fața ei este mai luminoasă, de ce? Pentru că face zilnic mișcare, până atunci ce nu făcea, nu dădea atât de mare importanță uh, faptului că trebuie să se miște zilnic și a scos alcoolul de tot, Important nu, bine, e, nu era, Doamne ferește, alcoolică, dar o dată de, de două ori, da? de trei ori, eu, cu soțul, mai o petrecere, adică alcoolul devenise o parte uh, a vieților sociale. Noi socializăm, se socializează mult cu alcool și nu ne dăm seama că, mai ales după o vârstă, după doamna având 45 de ani, nu mai e permis, imediat se vede și scos alcool, a început latent. să mănânce curat, frumos, cu salate cu legume multe, că nu trebuie numai salată, și cu carne și cu brânză și cu ou, adică toate combinate, un meniu diversificat gătit în casă, doamna, și gătește și e uh, o persoană foarte creativă și energică și tonică și ce mi-a mai spus, că și-a redescoperit energia da. era foarte obosită, important. era uh, parcă nu mai avea poftă de viață și a redescoperit toată această bucurie și energie energie, că de fapt asta vrem noi să avem energie, ca să trăim fiecare zi, să fie o experiență frumoasă să ne bucurăm de soare, de viață să nu de ploaie când plouă să ne gândim ce da, să facem da, și pe ploaie nu contează, să vedem mie, să mi se pare că să, să vedem frumos un în orice, știi, da. în orice s-ar întâmpla în fiecare zi apropo de tine, zi-mi așa, tu arăți foarte bine ai un tonus de invidiat, desigur pentru că te cunosc de atâta timp și pot să spun asta nu e numai, nu e numai astăzi Uh, nu știu, cum arată o zi de ale tale din punct de vedere alimentar? Mi imaginez că, adică asta îmi place să cred ca să fiu eu confortabilă cu ideea, că mai cal și tu strâmb din când în când da. Că mai bei un pahar de vin, că mai mănânci ceva dulce, că mai mănânci și ceva gras Imaginez că nu poți să trăiești așa. Chiar dacă ești doctor, nu poți să trăiești așa la liniuță și la. Nu, la strictețe, nu știu. No, și zic că așa, pentru nici confortul meu spune că nu e așa. Trebuie să trăim la liniuță și chiar mă gândeam uh, ieri pentru că. Am mai observat, noi avem și o aplicație la clinică prin care lucrăm și oferim pacienților o aplicație pe telefon și le dăm niște planuri alimentare foarte atent calculate, că eu am o echipă în spate acolo cu care -imaginez, lucrăm. Imaginez, da. Bun, dar după aceea ajung să văd că unii pacienți încep să calculeze calorii și atunci le atrag atenția, stați un pic, noi, nu, noi trebuie să trăim în lumea reală, frumos și să ne bucurăm de mâncare. Noi nu trebuie să calculăm, că m-a întrebat odată pe mine cineva, dar tu câte calorii mănânci, am nu știu câte calorii mănânc, știu pentru ce că mănânc. nu calculez caloriile știu cam ce porții, cam cum să le asociez, să mănânc o felie de pâine și să nu mănânc trei felii de pâine pentru că e prea mult. Încerc să știu și mă străduiesc să mă opresc chiar dacă e mâncarea prea bună dar și să nu fac excese, dar nu trebuie să ne calculăm caloriile. Uh, și uh, exact asta învăț pe pacienții mei să uh, știe cum să le așeze și atunci dau un exemplu, uh, un mic dejun uh, cu un ou, o feliuță de pâine și uh, pe care, peste care o o pastă de avocado, jumătate de avocado cu un ou fiert, asta poate fi dimineața, după aceea ajung la clinică și este în cam de două ori pe săptămână Câteodată chiar de trei ori pe săptămână, două, trei ouă, e foarte Asta ok. Asta am mâncat și eu ieri, fix da. la fel. La gustare ajung la clinică, eu mă duc la clinică chiar de la 8 am consultații. La clinică pe la 10, așa, mai mănânc în perioada aceasta o portocală, câteodată o banană, între consultații. În fruct. da. Eu beau cafea, îmi place foarte mult cafea, îmi place gustul. Bine, are și acest rol antioxidant foarte bun, ne revigorează, dar nu fac exces, adică nu mai mult de două cafele pe zi, pentru că e deja prea mult. Și la prânz sunt variante, câteodată un grătar... Îmi place să mă să asociez cu chinoa și cu legume sau poate fi un pește, îmi place mult peștele, poate fi un carpaccio de somon pe care îl pot pregăti chiar și dacă sunt la clinică, îmi iau un carpaccio de somon și mănânc tot așa cu legume, poate fi cu o felie de pâine, deci mai multe variante, o mâncare de legume, tot așa îmi place foarte mult ciorbițele, supele, încerc să le mai introduc în alimentația mea nu sunt chiar favoritele mele, dar știu foarte mult în că elemente. sunt extrem de utile și încerc să mai introduc, după care dacă reușesc și în ultimul timp văd că am reușit pe la 3 așa să ajung la sport și atunci sunt foarte bucuroasă și consider că e o zi foarte bună că am reușit Când acest ajungi, lucru, altădată se întinde mai mult programul meu sau mai am o conferință și e mai complicat Uh, și atunci mai fac bazine în not sau uh, merg la sală, am tot felul de exerciții, am descoperit niște uh, sunt niște benze elastice cu uh -huh. care poți face niște exerciții da, 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 da. Foarte, da. foarte interesante. Foarte bune, dacă e cu greutatea corpului. Uh, da, exact. Și îmi place să fie această combinație, în notul menține și practic este foarte armonios pentru tot corpul. Uh, notul este foarte prietenos cu articulațiile extraordinar de bun, dar îmi place să not, am ochelari de not, cască, not cu, am niște palmare, A, niște deci notătoare la și îmi place, acolo facem concurs unii cu alții, este, este o provocare și îmi place foarte mult că mă menține în priză, dar și la sală, la sală mă mai întâlnesc chiar și cu pacienți care se uită, mă întreabă, da, ați făcut vreodată o oră, da, uite, hai, facem împreună, adică să nu creadă cineva că eu doar vorbesc, eu și fac ceea ce recomand. Să știi că și asta e foarte important, să fii un exemplu e pentru foarte important cei din jur. și mă simt tot mai responsabilă cu cât vorbesc și vin pacienți și discutăm. Mă simt tot mai responsabilă și uh, când, apropo, că mă întrebai dacă fac greșeli, sigur că fac, că sunt om, nu pot și nu sunt robot. Da, dar de întreb. câte ori fac mă gândesc și mai mult, uite, le spun pacienților uh, trebuie și eu să fiu mai responsabilă cu mine și cu ceea ce fac acum, dintre păcatele mele sigur ar fi înghețata și mai mănânc înghețată este da, cel, mai e cel mai slab caloric de, ser. de, ser. de ser. nici nu o pun, nu, asta da, nu e greșeală uh, mai place cât o prăjitură cu brânză cât o prăjitură cu măr uh, mai făceam într-o vreme și eu multe prăjituri, acum nu prea mai fac ca să nu le mai nu mănânc <laughs> mai. Nu. și eu zic mereu, hai să fac un chec și după aia îmi dau seama nu, că îl mănânc, <laughs> că nu Yes. <laughs> Știi da. cum s-a da. întâmplat și în pandemie, atunci când am stat exact, toți toată toată în izolare și toată am, lumea făcea banana vred, da. banana vred, da. da. toată lumea și au ieșit toți pufoși. Da, da, da. Nu, atunci am fost foarte îngrijorată, pentru că voi vă amintiți că a fost o perioadă în care și parcurile au fost închise aici, toți, în București. Da. Și atunci ieșeam la plimbare, în fața casei mele, mi-am stabilit un traseu pe care mi-am dat seama că îl fac tot mai repede, tot mai bine. <laughs> mă am acolo ca să nu apară acest sedentarism, pentru că, din păcate, suntem sedentari și eu la cabinet, sunt da, sedentari. asta e viața pe care da, mă mai ridic, mă ducem, mai cobor la clinică, la recepție, mai urc, tocmai pentru a face, a fi mai în tonus și mai activă. Să știi că atunci am văzut și o diferența, apropo de pașii zilnici, despre care te tot spune de cei 10.000 de pași, în izolare eu am mers la serviciu, pentru că noi am fost atunci da, în... Da. În, Și în, practic forță, a fost dar, foarte bine. A fost foarte bine, dar în fiecare zi mergeam o oră prin cartier. Uh -huh la da, pas și mine. normal. Exact. exact. Și am slăbit în izolare. Da, a fost pentru că mi-am dat mine. seama că uite da. ce făcea diferența. La știi, de mâncat mâncam la fel, nu da, era nicio da. diferență. mie dar... Mi-a fost atunci foarte frică pentru că s-a închis bazinul, să da, și... era închisă și am zis, ce, ce să, faci? să faci. Da. Bine, se mai făcea acasă, da. știi, lumea făcea acasă, dar mie nu, -mi nu -mi place, nici mie nu -mi deloc. Așa că Acolo ieșeam și, și mă primam, nu conta da. câte grade erau, dacă ploua un pic, nu contează. Ieșeam în fiecare zi. Dar am avut de curând persoane, chiar și un domn, un domn Tânăr de 31 de ani, dar care lucrează de acasă din pandemie, a rămas și lucrează de acasă. În primul rând că îi simt pe toți cei care lucrează de acasă deja mai izolați. Că a fost o perioadă scurtă în perioada pandemiei, bun, cu toții am suportat. Eu cel puțin m-am întors foarte repede la clinică și atunci, dar acum deja mi se par mai izolați, mai singuratici și uh, ei resimt toată această izolare, plus că au probleme de greutate. Își pune amprenta. Își pune amprenta pentru că în casă și mulți lucrează și mai mult pentru că practic nu-și mai găsesc rostul nu mai, cauza, ce ales, să și faci. și nu mai au ce să te facă. Că... Și atunci atrăgându-le atenția să facă mișcare, să iasă. Iată că au început și deja își dau seama că este o prioritate și toți spun kilograme pentru că într un apartament și dacă ai 150 200 de metri pătrați ca să Tot cât faci cât te plimbi dintr o cameră în alta și te așezi de pe scaun pe canapea și de la birou la televizor sau oricum e, Hai să fii surprinsă, am fost eu într o vizită într o casă mai mare cu curte și într o zi în casă, am făcut 5000 de pași ei, în casă, da. E Pentru că m-am dus afară, am mai luat, am așa. Deci când mă așezam pe canapea, mi-a aminte că am uitat ceva la bucătărie și ar trebuia să mă ridic. Și e iar... bine. Deci da, 5000 de pași tot e jumătate din cât ar Eu zic trebui. așa, e, să era de stat în casă. Era un stat în casă. Adică, da, știi, am fost bine. mulțumită. Da activitatea fizică, pe lângă faptul că ne mișcăm și are aceste beneficii fizice pentru corpul nostru, ne menține musculatura în tonus, ne menține tonusul, ne dă această stare de bună dispoziție, cresc endorfinele și crește, o să râdeți, și performanța cognitivă. Copiii care fac sport se concentrează mai bine în când au de făcut ceva, știu să-și organizeze mai bine timpul, la fel și adulții. Uh, și am avut o discuție cu o domnișoară care îmi spunea, a, eu sunt foarte ocupată, am mult de învățat, ieri am stat până la 10 jumate și zic, n-ai ieșit deloc jumătate de oră la o plimbare. Nu că n-am timp, zic, nu cred, nu cred că n-ai stat tu jumătate de oră pe Instagram, pe TikTok sau pe ce stau copiii acum și nu cred că n-ai fi avut timp să ieși jumătate de oră afară cu o prietenă, cu oricine, doar să-ți ariștești puțin mintea. Nu, putem a preferat să stea pe telefon. Da, nu putem lăsa nici tinerii, copiii să stea tot angrenați în alte lucruri și să nu mai iasă. Trebuie să redescoperim bucuria aceasta și plăcerea de a face mișcare. Dar, din toată experiența ta, apropo de pacienți, ai observat multe cazuri care au legătură între starea psihică și greutate? Sigur adică, că vin da, oameni sigur, triști, sigur, cu depresie, cu anxietate, uh, care s-au îngrășat? De cele mai multe ori, uh, apare o creștere în greutate treptat, uh, după care creșterea în greutate, în momentul în care se ajunge la obezitate, poate să apară stigmatizare, pot să apară diverse eșecuri legate de uh, greutate, de excesul în greutate. Uh, și atunci, treptat, treptat, se instalează diverse episoade depresive, depresia ușoră sau chiar mai severă, în momentul în care este depresia, omul depresiv se mobilizează mai greu. Și așa cum îmi spunea mie o bună prietenă, profesor de psiatrie, în momentul în care omul spune că nu poate ieși din casă, nu poate pentru că e boală. Deci, de aceea trebuie să fim atenți și să ieșim, să socializăm, să facem mișcare, să ne bucurăm, să ne găsim motive să ne bucurăm de viață și să fim recunoscători și mulțumiți când suntem sănătoși și când putem face lucrurile care ne plac. Pentru că în momentul în care se instalează acea depresie, deja devine foarte greu. Dar Put, dacă nu avem apelează, putere. Dacă nu avem putere să facem pașii ăștia, să mai ieșim din casă, de exemplu, sau să, uite, ne sună prietenii, nu răspundem, pentru că nu avem chef, cum se spune, dar noi, de fapt, nu avem putere și energie să facem nimic. Cum? Ce Poate face? că dacă nu avem putere, dacă nu avem energie, indiferent la ce vârstă, că la 25 de ani, că la 30 de ani, că la 60 de ani, trebuie să stăm, să luăm o pauză și să stăm pe un fotoliu și să ne gândim singuri, sau cu o prietenă lângă, să ne gândim oare ce fac, oare ce se întâmplă cu viața mea, de ce n-am putere, am fost tot timpul așa, am fost tot timpul un om mai trist, sau am, fost, am debordat de energie, am fost sufletul petrecerilor și dintr-o dată m-am transformat. Oare de ce m-am transformat? Este ceva în viața mea care m-a adus aici? Este o tristețe? Este singurătate? Este uh, un, um, o dramă profesională? S-a întâmplat ceva în viața mea și trebuie să analizăm. Nu este bine și nu este firesc să stăm. Mai am pacienți care îmi spun am stat sâmbătă, duminică, am stat toată ziua în casă. Nu, nu se poate. Nu se poate să stăm toată ziua Nu în e casă. normal. Adic adică înseamnă că ne-am obosit foarte mult dacă am simțit nevoia să dormim toată ziua înseamnă că muncim prea mult și trebuie să ne reconsiderăm jobul respectiv. Trebuie să vedem, poate găsim alte soluții, alte variante. Dar chiar, se poate întâmpla și asta, să muncim, nu știu, să simți o, să fie și o sâmbătă mai muhorâtă și să simți efectiv să stai în casă toată ziua. Bun, dar Dacă să stai e în casă, câteodată... poate că citești și eu, se, mie, mi se întâmplă să stau în casă, să scriu un articol, că mai scriu articole pentru acum chiar am terminat două articole pentru American Journal of Lifestyle Medicine, revista americană de medicină, medicina stilului de viață. Când scrii articole, stai, trebuie să refaci, să Adică studiei. nu să încezim, Da, 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 adică simți că, că la ești activ, faci ceva, citești o carte, te uiți la un film interesant. Da, care spune mintea la contribuție. Adică nu, nu sunt de acord să stăm, bun, asta să nu faci nimic. Poate fi pentru unii o, o metodă de relaxare și dacă ei sunt acest. Uh, poate că stilul meu este mai activ. Eu totdeauna și când mă relaxez, mă relaxez activ, mă relaxez prin sport și, și așa e felul meu. Mai știu persoane care se relaxează foarte mult, au ne simt nevoia să doarmă. Mie mi se pare că și de fapt este uh, un deficit de somn acumulat în timpul săptămânii și atunci încearcă să-l recupereze în weekend, dar trebuie tot mai mult să-și reconsidere... Cât consumă în timpul săptămânii. Resursele noastre, și resursele psihologice, și emoționale, dar și fizice, sunt limitate. Și atunci corpul undeva trebuie să-și încarce bateriile. Și încercați, chiar dacă sunteți genul care simte nevoia de odihnă mai mult, încercați să ieșiți la plimbare, să vedeți, să descoperiți această plăcere de a face mișcare. Eu uh, sunt recunoscătoare și părinților mei care, de când eram mică, m-au trimis la un moment dat la sport, după care m-am dus eu singură, m-am dus la scrimă, ei m-au trimis la volei, nu mi-a plăcut, m-am dus la scrimă, acolo mi-a plăcut, dar mi-am găsit această plăcere singură după aceea și uh, a rămas un uh, mod de viață. Uh, poate că alți copii uh, au fost educați mai mult să stea, să învețe, sigur și eu am învățat mm -hmm. și am mm -hmm. nu ce face. Dar uh, uh, preocuparea era, sigur, să citești, uh, să fii un om educat. Uh, e important să nu pierdem din vedere mișcarea pentru că atunci toate, toate se reglează mult mai bine în corpul nostru. Activitatea fizică este și un foarte bun antidepresiv. Așa e, da. dar dacă, dacă ai forță să ajungi să ai să ajungi să, să faci. faci primul pas, da. da. Uh, sunt mai mulți uh, oameni supraponderali, uh, nu știu, anul ăsta versus anul trecut sau acum noi. Euh Există un atlas al obezității 2023 care tocmai a fost pus pe piață și care ne arată cifre îngrijorătoare și există un trend care ne arată că la nivel global 51% din, din populația globului va avea până în anul 2035 supragreutate și în jur de 25% vor avea obezitate. Gândiți-vă la nivel global că include și țări în care există malnutriție, deci vor fi țări cu foarte multă obezitate. Studiile făcute în 2016 și 2014 în România, Oro și Predator, au arătat cifre ale supra greutății și obezității care deja au ajuns acolo. Deja suntem la jumătate din populația României cu supragreutate și obezitate, în jur de 20% obezitate. Evident că procentul este mai mare cu cât înaintăm în vârstă, deci spre 35, 40, 45, deja la peste 50 de ani este supra greutate cu, în proporție foarte mare. Dar există și la copii, există și la adolescenți. Uh, și, din păcate, există comportamente alimentare inadecvate la uh, generația uh, tânără. Uh, obezitatea nu este un moft estetic, obezitatea este o boală, este o afecțiune cronică, uh, progresivă, recidivantă, dar tratabilă. E important că este tratabilă. Care credeți că este tratamentul de bază, dar pentru toată viața? este stilul de viață sănătos. Evident. Pentru că fiecare dintre Care noi, chiar organizare. și noi două, dacă începem să mâncăm mult mai mult decât avem nevoie, dacă nu mai facem mișcare, dacă mai începem să și fumăm și să bem în exces, sigur vom ajunge să avem obezitate, că nu ne păzește nimic decât ceea ce facem zilnic. Da, așa nu e. Nu există. Da. Bun, există o încărcătură genetică pe care poți să o ai niște gene ale obezității și atunci persoana respectivă trebuie să lupte mai mult, mult mai atentă să fie, da. și să fie mult mai atentă. Dar nu există o proporție a genelor foarte rar și mai există acel mit că există persoane care mănâncă oricât, oricum oricât și, și nu se îngrașă. Se îngrașă da. Doar dacă nu au o patologie tiroidiană foarte rar vom vedea, nu ni se pare că mănâncă oricât De fapt ei mănâncă atent, mănâncă atunci când le este foame, mănâncă din toate dar mănâncă corect Că dacă ne uităm Sau ei mănâncă și că carne au și de toate, de mic. stomacul format și poate probabil mănâncă mai multe mese și le este bine dar, totuși, eu, de ce slăbim mai greu când îmbătrânim? Din cauza faptului că metabolismul nostru este mai îmbătrânit și pentru că îmbătrânesc toate organele și pentru că e Sigur totul mai că greu? Atunci când suntem tineri, avem un metabolism bazal, că de acolo pornim mai ridicat, sunt tineri, băieți, tineri care Și băieții înalți, de ce slăbesc mai repede înalți, ca femeile? Vreau, vreau să știu, vreau să știu. Un băieț tiner care pot să aibă un metabolism bazal de 3000 de calorii. Plus mișcarea pe care o fac, ajung la 3500 cât pot ei mânca, 3600 pot mânca. Uh, sigur sunt și domnișoare tinere care n-au un metabolism foarte accelerat și atunci trebuie să fie atente. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, noi trebuie să ne, scadem, să ne scădem aportul caloric cu, la fiecare 10 ani cam cu 170 de kilocalorii. Deci cum ar fi mai tăiem o gustare, uh -huh. da? La fiecare 10 ani. Ei, din păcate se întâmplă invers. Cu cât înaintăm, noi facem mai puțină mișcare, că devenim mai comozi, avem tot mai multe facilități în jur, poate e și un semn, mi-a spus cineva la un moment dat că obezitatea în România e percepută ca un semn de prosperitate. Ah. Adică mai adică mai gras și frumos. Mese mai, mese mai, da, mese mai îngarcate și mașini și tot felul de facilități în casă care fac singură de toate. Dar nu știi că și se și robotel spunea... care aspiră, tu nu mai trebuie să faci absolut nimic. Știi că se și spunea când te vede cineva slab, de ce ești bolnav, da, da, da. te rău, e ai da, pe o ziceva? mentalitate și încă mai este o mentalitate, dar toate trebuie schimbate în context și văzut. Chiar tot acest atlas al obezității arată că în țările cu nivel ridicat de trai deja obezitatea este în scădere uh, pentru că lumea începe să fie mai educată și să știe uh, să își gestioneze mult mai bine toată activitatea și acolo este mult mai mult promovată activitatea fizică. Și să mănânce calitativ. Mă, da. Eu am observat și în România uh, vin deja multe persoane și la clinică chiar dacă au o problemă cu greutatea, deja fac eforturi, deja știu că trebuie, deja și-au schimbat foarte mult și încearcă să-și schimbe foarte mult din comportament. Deja vacanțele, de exemplu, nu mai sunt percepute, hai să merg la un inclusiv unde se poate mânca oricât oricum, nu mai este e un tentant. dezastru acolo. Este interesul să mergi în vacanțe, să călătorești, să vezi mai multe locuri, să ai experiențe să frumoase, să mergi, să faci sport, să înnoți, să faci lucruri interesante. Sigur, să mănânci corect, să mănânci de calitate, să ai ai și experiențe interesante, dar și porția deja. Știm mult mai mult, știm să ne gestionăm porțiile, să mâncăm mai puțin, că mai este mâncare și pentru după masă e și e pentru seara, da. adică nu trebuie să mâncăm tot acum. Și un pacient drăguț de al meu îmi spunea, am gustat dintr-o prăjitură, dar am lăsat, am mâncat două, trei lingurițe și restul am lăsat pentru că restul e la fel, gustul e la fel. Deci. Am gustat, mi-a plăcut și m-am oprit. Să știi să te oprești înseamnă o să știi să-ți gestionezi, și Asta. să știi să te oprești ca să nu ajungi la exces. Vorbim aici de alcool, vorbim de fumat, vorbim de. de, de nici nu vreau să vorbesc de alte substanțe. Da, pentru da, că da nu, pentru că nu știm nu când să ne fac oprim. parte din stilul de viață sănătos. Deci, de ce slăbesc bărbații mai ușor ca femeile? Ca nu mai Bărbații slăbesc nu mai pot. mult mai ușor <sus> pentru că ei au alt metabolism. Metabolismul lor bazal este mai mare Ei au altă greutate Adică au, au arderile, mai, au arderile mai puternice Tu ai o înălțime, noi avem înălțime, să zicem un metru Un bărbat va avea un metru un metru are 90 de kilograme, da? Are altă masă musculară și atunci arderile, deci cheltuiala energetică pe care o are corpul pentru a ține în viață acel corp a, este, este mai, mult mai, mai mare, mare decât cheltuiala pe care o are cu mine, pe care mă ține mai ușor în viață. La 5-7 de kilograme nu... Nu e atât de greu să, mă ții, să funcționeze toate, toate organele mele, cum ție un bărbat de 90 de kilograme. Un metru 90, 90 de kilograme, un bărbat, altfel... altfel și alte mănâncă altele. mai mult. Și atunci mănâncă mai mult, dar mănâncă atât cât au nevoie. Sigur, dacă mănâncă mai mult decât consumă, se vor încreșa și e firesc dar ajung să se îngrașe, mai ales bărbații înalți, ei de obicei sunt mai înalți decât noi, ajung să se îngrașe în tip. Aici este totuși și o capcană, pentru că sunt tineri și am chiar în familie de exemple, înalți, 1,90 m, Nu se vede nici măcar 2-3 kg dacă le pun, nu vezi la ei. Da, așa e la oamenii înalți. Fac sport la un moment dat, după care se lasă, pentru că încep să lucreze activitatea, se lasă de sport, au grijă cu mâncarea, adică practic nu trebuie să ai grijă că în 3000 de calorii și greu exact. să le mănânci no. până mănânci 3000 de calorii, nu mai e nevoie. Dar nu mai fac mișcare pentru că oricum nu se vede. Ei, treptat, treptat, în timp va scădea masa musculară, se mai pune grăsime. Și aici trebuie să fim atenți. Nu doar greutatea este cea care ne caracterizează, și ce facem noi la clinică este și măsurarea compoziției corpului prin bioimpedanță, un aparat care ne relevă. Câtă masă musculară avem, ce procent de grăsime avem, procentul de grăsime sau țesut adipos visceral, deci cel depus pe organe, care duce la dezechilibre metabolice. Da, Atunci, pentru că masa musculară te ajută oarecum da, să slăbești. Da. Și masa musculară te ajută la procesele metabolice din corp. Practic, obezitatea este definită ca exces de țesut adipos în corpul nostru. Ce determină acest exces de țesut adipos? Determină tulburări metabolice, pentru că grăsimea aceea nu stă inertă, va, fi, va determina procese inflamatorii care. Nu sunt favorabile, și care declanșează toate bolile cronice din corpul nostru, uh, și uh, se va depune și în zone în care nu trebuie, o numim grăsime, țesut adipos ectopic, care uh, favorizează după aceea, de exemplu, fibrilația atrială, cauzată de uh, excesul de depuneri, uh, depuneri în exces de țesut adipos uh, pe diverse structuri ale cordului. După această discuție. Nu mai mâncăm nimic. Mâncăm, mâncăm, dar, da, mâncăm. Nu mai mâncăm nimic, negativ. Mâncăm, nu mai mâncăm. Dar mâncăm, fara, mâncăm mai cu atenție, mâncăm. Trebuie să ne gândim să mâncăm pentru corpul nostru și nu împotriva nu cu lui Cu mintea, da, și nu mâncăm. și mâncăm cu mintea, și cu mintea cu... și cu sufletul. Ne ascultăm și sufletul. Ne lăsăm și poftele, dar poftele astea, dacă noi mâncăm corect și poftele vor fi tot mai... mai tot educate, educate și poftele, educate, mai să știi că da. orientate și mai corecte. Adică dacă îmi fac o poftă la o gustare de după amiază sau de dimineață, acum lângă cafea, dacă mâncăm și o prăjitură cu măr, da, nu se întâmplă absolut nimic. O felie de chec. Dacă dar... mănânc bine la prânz și seară. Și seara mâncăm mai puțin Da, seara, exact. Cum era povestea aceea? Să mâncăm dimineața să mănânci singur La prânz să mănânci cu prietenii Și seara să lași dușmanilor Da, e real da. asta Am niște întrebări surpriză pentru tine Așa, să vedem dacă fac față um, Primul gând din dimineața asta când te-ai trezit? că e soare și m-am bucurat soarele. Am fost foarte bucuroasă, ieri a fost o zi ploioasă da. și astăzi m-am bucurat că am o zi frumoasă și începe weekendul. Da, și ne bucurăm de asta, că ne relaxăm de sigur, exact. ne plimbăm Da, da, ne plimbăm, Mai adus într-un loc nou, într-o zonă <cute> interesantă a București <cute> <cute> Ce mă bucur, uite, vezi, ai început și mai bine ziua Exact, vine uh. o prietenă bună de-a mea, vom avea, vom Chiar, avea un weekend frumos uh, Ultima poză din telefon Ultima poză din telefon, da. nici nu știu. Cred că o carte, da, o carte foarte interesantă pe care am trimis-o unei colaboratoare de-a mea, medic endocrinolog, tot la noi la centru. Este o carte de lifestyle medicine pe care am descoperit-o de curând, a unui autor american, și care învață, aduce foarte interesant cazuri, descrie cazuri. Cum abordăm uh, obezitatea, cum abordăm dislipidemia, cum abordăm uh, diabetul zaharat uh, prin medicina stilului de viață. Și e o carte pe care o citesc. Trebuie să vă spun că în ultimul timp sunt foarte pasionată de toată această zonă a medicinei stilului de viață și uh, îmi ocupă cumva și din partea personală, pentru că eu sunt uh, și. Generatorul, creatorul unor cursuri medicale, chiar dialogurile obezității au ajuns la cea de-a șaptea ediție. Și în zilele mele de weekend mă mai pregătesc pentru conferințe, mai fac, deci, puțin am intrat cu zona aceasta și în spațiul meu personal, dar pentru că îmi place foarte mult, pentru că am un entuziasm. Când scriu un articol, simt că cresc și că fac ceva important. Da, pentru că îți place foarte mult și, și o pasiune, pentru mine. Da. da, și fiind o pasiune practic nu mă supăr că poate am mai puțin timp să citesc o altă carte de beletristică pentru că vreau acum simt că e nevoie să mă specializez foarte, foarte mult în acest domeniu. Ceea ce nu e rău deloc. Da. La apus sau la răsărit? La răsărit, <laughs> Da, că nu mai la răsărit. A, Sunt de dimineață de energie. Ce ai mâncat ieri la prânz? Ha, ieri la prânz am mâncat, a fost un, a, pentru că am fost în a, Mare fugă, dar uh, am uh, reușit să mă, mănânc un carpaccio de somon, uh, cu acea cu o feliuță de pâine și cu avocado. Și uh, cu ardei, uh, ardei copt. Bun. Uh, vin roșu sau vin alb? Alb, alb și foarte rar roșu. Dar în ultimul timp să știți că am, că am renunțat. Uh, stilul de viață sănătos în ultimul timp ne spune alcool cam deloc. Uh, mai place și un pahar de prosecco, dar încerc să răresc foarte mult. Adică da, să văzut, nu fie nu zilnic, nu la fiecare întâlnire cu prietenii, hai să bem un pahar. Nu, nu, nu pot să beau o cafea, o cafea fără cofeină, apă, cu ceaiul nu prea îmi plac, mă rog. mi Mie îmi place ce, mie îmi place. Da, am văzut noi Noile, sănătos, noile studii arată că dacă bem un pahar de vin la masă, s-a transformat, în, de fapt, în consum cronic. Uh, nu chiar, dar uh, ideea este că Asociația Americană de Cancer spune zero alcool, tot mai multe asociații spun, adică partea aceea că are resveratrol că ne că aduce antioxidanțe, da. ce? Uh, cred că de fapt interdicția apare pentru că în momentul în care spui da, se poate un pahar, devine un consum cronic. De ce devine? Pentru că zicem, bem astăzi se formează un ritual în momentul în care și foarte multă lume ajunge seara acasă, zice, hai să mă răsfăț. A fost o zi grea, am muncit, am făcut lucrurile bine, am fost și la podcast, am fost și la prezentare, am făcut de toate, hai să mă răsfăț. Uh, trebuie să ne dăm seama că nu e un răsfăț, de fapt, pentru noi și pentru corpul nostru și uh, putem schimba, putem face un ceai plăcut, putem să ne răsfățăm cu ceaiuri diferite uh, și să schimbăm că am. Mai abordat acest subiect cu mai mulți din pacienții mei și mi-au spus devenise un obicei, nu mai beam un pahar, poate beam chiar un pahar jumate, poate beam două. Da, și zilnic și, și doza. deja nu este în regulă. E foarte ușor să devină dependență. Multumesc mulțumesc foarte mult pentru discuția asta așa plină plăcție, de informații și de mâncare și o cafea bună și am înțeles că, a -a de sfat, fapt echilibru este secretul și, că și nu trebuie să, să ne forțăm să... să facem în fiecare, să fim perfecți în fiecare zi, putem, fi perfect. să mai călcăm strâm din când în când, dar, Partea bună să fie mai mare. Nu putem fi decât... perfect, dar putem fi fericiți exact. și să avem grijă de corpul nostru și să ne simțim nostru, bine în corpul nostru, tot noastră, ce, tot să ce nu, e mai bun. Să, să nu ne simțim, simțim bine. așa când spune, hai că n-am avut timp, hai că nu, găsim timp să nu pentru scuze, orice... ce... să găsim soluții. Da, pe Anca o găsiți și pe internet, o găsiți și la clinică, pe mine mă găsiți, vedeți acolo jos în descriere unde mă găsiți pe tot acest internet și puteți să-mi dați și un subscribe ca să vedeți ce discuții interesante am mai avut. Data trecută am vorbit despre somn, apropo de somn și de odihnă și puteți vedea cât de important este somnul pentru sănătatea noastră, dacă tot am discutat astăzi despre sănătate. Așa că până data viitoare puteți să vă faceți poftele, ați auzit prin când în când așa, dar cu moderație și să vă gândiți în primul rând că tot ce băgați efectiv în corpul vostru, de la alimentație, la alcool, la apă, la creme, la tot ce ține de uh, corpul nostru, Uh, e o investiție în sănătate și o investiție în viitorul vostru. Așa cum investiți în casă și cum vă vopsiți pereții și cum vă uh, îngrijiți uh, o casă casa, exact da, sau uh, plantele pe da. care le aveți în casă, așa ar trebui să întrețineți și corpul vostru pentru că vă va mulțumi pe la 70 de ani. Așa, așa că până data viitoare, numai bine!